cele mai interesante subiecte din Oradea și nu numai. La Lumea în Obiectiv cu Mircea Blatosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv! Tot cu Adrian George Vedersân și el tot face pe grupuri de la 21 la 60. Avem cele două grupuri de avocați din România și de vest, dar avem și un alt grup mai special. Am să-l invit pe George să ne vorbească puțin despre ce grup este vorba și cu ce se ocupă. Salut, Mircea! Uite, am făcut și grupul Reagensi, Diez, un grup special făcut pentru persoanele care sunt agresate, fizic, moral sau verbal. În general, știm foarte bine că sunt foarte multe femei agresate. Și avem caz recent, dacă știi, în Vihoră, în zona Nogelius, o tânără de 22 de ani a fost pusă viața în pericol de către un individ în jurul la 40-55 de ani, de cum mărturisea distinsa domnișoară. Exact, exact. Și pentru ca persoanele astea, de genul ăsta să poată să își expună problema cât mai în siguranță, am creat acest grup. În acest grup ai posibilitatea să îți expui problema și public sau și sub formă de anonimat. Iată că noi avem acest caz de care spuneam și cine e interesat, cu siguranță va ști despre cine e vorba, pentru că deja s-a făcut cunoscut și în presa locală, dar și de către Lumea în Obiectiv. Și sper să fie de ajutor doamnelor și domnișoarelor care sunt agresate și să apeleze la acest grup, care, mă gândesc, că ai și avocați în acest grup. Momentan nu am avocați, momentan lucru e creat nou, dar e o posibilitate de, cum am spus, pentru fiecare femeie sau persoană agresată, în general, să poată să-și expună problema. Își expune problema, dar care-i scopul până la urmă? Expun problema, dar rămâng cu ea în aer, pentru că cineva trebuie să se autosesizeze. Păi vor fi persoane care se vor autosesiza, avem pe avocat care Filip în grup, sunt Ioan și altul grupului care voi încerca să iau legătura cu poliția. În prima dată cu persoana care se află în cauză, care are o problemă, voi discuta cu avocat care Filip cu care lucrez și, pe urmă, dacă va fi cazul, vom ajunge și la poliție. Ok, dacă persoana a depus plângere penală, mai departe ce poți face? Pentru că sunt cazuri în care au mers la poliție, au depus plângere penală și poate n-au avocați. Ce faci în condițiile astea care, mai ales că, uite, grupul respectiv zici că ai un avocat? Tocmai ce ziceam, dacă nu se rezolvă problema la poliție, vom apela la avocat, Carlacriv, care se va ocupa de cazul respectiv. Okay. Mulțumesc tare mult, George, și îți doresc un succes să aduci liniștea pe străzile Oradei, care au devenit nesigure în ultima vreme, cu toate că știm că Bucureștiul este primul oraș din România, aici, cel mai periculos. Aici nu cred că e o problemă orașul, cred că sunt probleme oamenii de genul ăsta sunt peste tot, nu doar în Oradea, nu doar în București sau în Plăiești, aici sunt oameni de genul ăsta sunt din toată lumea și nu cred că ar avea. Uite, atunci să mergi la 9-10 seara și să fii atacat, parcă nu înseamnă bine. Asta o găsești peste tot, din păcate, și încercăm să eliminăm aceste lucruri cât mai în siguranță. Adică să dăm o siguranță oamenilor pe stradă, e foarte important, pentru că nu mai poți să ieși cu câinele la plimbare, nu mai poți să ieși la un magazin sau unde ai nevoie, pentru că e posibil să te întâlnești cu un astfel de agresor. Da, sau sunt persoane care, practic, sunt agresate în familie și nu au puterea de a se manifesta și de a își spune povestea și a rezolva povestea într-un fel, merge la poliție și de multe ori nu rezolvă mare lucru, decât o singură plângere care la un moment dat se trăiește cu o retrage și cu asta rămâne. Mulțumesc, George, și
sper să fie de folos tot ce faci. Da, mult succes! Mulțumesc și eu pentru invitație și sper că vom mai ține alte podcasturi în care să anunțăm lumea că sunt și grupuri care poate să-i ajute și că problema care o are poate să o rezolve. Așa să fie și să ai parte de rezolvarea multor probleme în societatea în care trăim, pentru că văd că ești un om social și îți place să fii de ajutor oamenilor. Felicitări și mult succes în continuare și dă-i în continuare promovare social media, pentru că oamenii chiar sunt în anonimat și au nevoie să fie cunoscuți. Numai bine, dragi prieteni, până data viitoare, sănătate maximă. Fiți obiectivi, întotdeauna fiți obiectivi. Cele mai interesante subiecte și cele mai bune abordări la Lumen Obiectiv, Mircea Protescu.